a fi în serviciul vostru și al KPMG a fost pentru mine cel mai bun job din lume. Magia KPMG va continua. Scopul nostru este mai presus decât a fi numărul 1 și atât. Scopul nostru este acela de a inspira încredere. Scopul nostru este acela de a ne transforma în ceva mai bun. Înseamnă ca în tot ceea ce facem să fim mai buni astăzi decât am fost ieri, să fim mai buni mâine decât am fost astăzi, să dăruim ceea ce este nou și să facem diferența. Numai așa putem să avem o firmă remarcabilă. Când simți că nu mai poți, înseamnă că mai ai 40%. Creierul, organismul, are niște mecanisme de autoapărare pe care și le pune imediat în funcție. Cea mai mare provocare, cred eu, asta a fost, să-mi câștigă ea 40%. But all the time, in fact, when you really want to change and you feel that the change is needed, you all the time grow. KPMG dovedește și astăzi și în zilele de astăzi că este ce trebuie în România, chiar poate puțin împotriva curentului. With all the startups which we announced we are going to collaborate, we are already collaborating and we are talking about technology and what it will change in 10 years. I think it's not in 10 years, we are in the middle of it. Cel mai important premiu a fost încrederea care clienții ne-au acordat-o să lucrăm cot la cot cu ei pe proiecte importante.